Bună dimineața, și mei! Astăzi o să vă arăt absolut toate mesele și toate caloriile pe care le consum. Inițial n-am vrut să filmez astăzi, dar am vorbit cu șeful meu bucătar și a zis că o să pregătească o mâncărică nouă astăzi. Așa că până la urmă m-am gândit să filmez. Eu aici am i de băut cafeluța. N-am mai făcut din asta uh, Jacobs. Am făcut uh, ceva mai sintetic, așa, da? N-am mai făcut cafea naturală. Mi-am cumpărat din astea, ne-am prins la ofertă 4 din astea la preț de 3. Hai să vedem câte calorii au. Astea. Deci avem aici 40 de calorii pe 180 de mililitri și pe 100 de mililitri 22. Nu știu exact care să o iau, o să o iau pastă de 40 de calorii, să fiu sigur, da? Pentru că este valoarea cea mai mare. Deci 40 de calorii de la cafea. În cafea, bineînțeles că am mai pus o linguriță de miere de rapiță pentru că n-a fost suficient de dulce. Am mai pus o linguriță de asta de miere. Da? de rapiță, foarte bună mierea asta, 30 de calorii o linguriță și cu 40 avem 70 de calorii. Și aici am mai luat și două lingurițe de păstură astăzi, mai avem încă 40 de calorii, deci în total avem 100 de calorii. Mă duc jos să pregătesc micul dejun, să facem niște semișuri din alea la sandwich maker, să vi le arăt, să vi le prezint și apoi să ne facem treburile astăzi pentru că am mai multe treburi și când venim din oraș, vedem ce a gătit șeful meu bucătar. Așa că stați până la sfârșit, să vedeți toate mesele, să-mi spuneți în comentarii care este masa voastră favorită și poate vă fac poftă și cu ceva bun astăzi. Am terminat de pregătit prima masă urșilor, ia uite așa avem aici, mi-am făcut două sandvișuri la sandwich maker, am pus uh, 10 grame de din asta de ketchup, Tommy, picant, da? Haideți să vedem și câte calorii are, 76 de calorii pe 100 de grame, deci avem undeva la 7,6 calorii pe 10 grame, da? Tommy picant. Ia uitați cât de bine arată și sandvișurile, sunt superbe. Avem foarte mult, foarte mult cașcaval aici, da? Foarte mult cașcaval, am pus câte o feliuță de cașcaval în fiecare, dar pentru că s-a topit, la Sandwich Maker a ieșit super, super fain. Mhm. Uh -huh. Super bun. Mm -hmm. cu Rochetea apart mai bun, nu știu. Un pic de ketchup merge la orice. Vă las pentru că am multă treabă, trebuie să mă duc în oraș, după aia trebuie să mă tund, să mă barbieresc, adică să mă tund și barba. Plus de asta mai am o grămadă de treburi astăzi de făcut. Am terminat sandvișurile, au fost delicioase. De la un timp îmi place să mănânc sandvișurile acestea pentru că îmi plac foarte mult, au foarte multă proteină, au și carbohidrați, au și grăsimi. Nu am avut legume astăzi, am pus niște ketchup, dar o să recuperăm cu legume, o să mâncăm mai târziu niște mâncărici da, pline de, cu legume. O să mâncăm și fructe. Am pus șervețelul ăsta aici pentru că se face condens cu farfuria, semișurile fiind calde, se face condens, se face multă apă acolo sub ele și devin fleșcăite așa și mi-mi plac puțin mai crocante la exterior. Ketchup-ul fost le-a dat și un touch așa foarte bun, o combinație foarte bună, o savoare foarte bună. Și da, cam asta a fost micul dejun, haideți să mergem la treabă. V-am zis, pentru mine merită aceste sandvișuri, chiar dacă au undeva pe la 460, hai să zicem 500 de calorii, da, maxim 500 de calorii. Chiar dacă au undeva la 500 de calorii, mi îmi plac foarte mult și se fac foarte ușor. Gata, l-am lăsat, mă duc pentru că am multă treabă astăzi, v zis, vreau să mă și tund și să-mi rezolv treburile și la următoarea masă vreau să fiu mai aranjat și să mâncăm ceva foarte gustos și foarte, cu foarte multe legume. Și bineînțeles slab în calorii pentru că vrem să mâncăm cât mai multă mâncare, cât mai sănătoasă, dar cât mai puține calorii. Este timpul pentru a doua masă pe ziua de astăzi pentru că mi s-a făcut foame, sandvișurile m am ținut 4-5 ore cât am fost plecat. Iar acum este momentul pentru foarte multe legume și fructe. Haideți să vedeți ce a pregătit aici mama Sita. A făcut o mâncărică de cartofi cu carniță de porc. Haideți să uităm și la carnea asta să vedem cum arată. Nu este prea greasă, da? Vedeți? Avem foarte multe legume aici, nu numai cartofi, dar fiind o de cartofi, cei mai mulți sunt aceștia. Au vreo 70-80 de calorii pe 100 de grame, Uh, sunt carbohidrati complexi foarte buni da? pe lângă avem foarte multe legume o să mănânc fără pâine pentru că este o porție generoasă aici de 400 de grame și pentru că avem foarte mulți cartofi da? avem și multă cărniță ia uitați câte bucățele de cărniță avem pe aici arată foarte bine, abia aștept să mănânc pentru că mi s-a făcut și foame iar aici lângă o să meargă foarte bine această tocăniță cu niște murături asortate în oțet avem și aici un castronaș de vreo, nu știu, 300 400 grame, dar nu o să mănânc pe tot, vă dați seama, e prea mare. O să mănânc probabil jumătate, vreo 200 grame de legume din astea de murături și ca desert avem două banane. După cum puteți vedea, sunt un pic am trecute, trebuie să ne mâncăm. Sunt ultimele care mi-au mai rămas, trebuie să mă cumpăr și altele după aia. Bananele au 90 de calorii pe 100 de grame, adică o banană din asta are cam 110 grame, deci 100 de calorii, pentru că este o banană medie, o banană normală, da? Bananele pe aici se învârt în jur de 100 de calorii pe bucată, numai dacă aveți cumva banane din ea gigantice, le au mai multe mai multe grame și implice mai multe calorii. După cum puteți vedea, avem multă mâncare, foarte multă mâncare, puține calorii, o să vă calculez eu toate caloriile, toate mâncările astea gătite sunt foarte bune, încercați să nu puneți deloc ulei, pentru că în carne uh, sunt ceva grăsimi și nu mai aveți nevoie de grăsime. Puneți multe legume, ce legume vă plac voia, da? pentru că toate sunt slabe în calorii și foarte sănătoase, au foarte multe, foarte mulți nutrienți, micronutrienți lângă avem tot legume, desert fructe. Deci este perfect, o este o masă foarte sănătoasă și foarte slabă în calorii, pentru că fructele și legumele au peste 80-90% apă în conținutul lor și de aceea au și puține calorii. urez Vă poftă bună și o să ne vedem mai la noapte cu ultima masă, pentru că sunt convins că masa asta o să mă țină foarte, foarte mult. Am terminat mâncărica, a fost foarte bună. Aici mai avem foarte multe din astea, foarte multe murături, pentru că efectiv n-am putut să mănânc atâtea. Cred că am mâncat 100 grame de murături, adică vreo 30 de calorii. Și asta. Mâncărica asta e cartofi cu cărniță. Mai am și bananele astea, sunt super pline. Acum o să le iau cu mine sus, dar o să le mănânc mai încolo peste o oră, două, pentru că nu mai pot să bag nimic în mine. S-a făcut ora 10 seara urșilor, s-a făcut târziu și avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. Pentru că mâine este post, șeful meu bucătar a făcut aici o salată orientală. Haideți să vă arăt un pic și salata asta. Avem multe legume ca de obicei, avem foarte mult cartof, avem și murături din astea, avem și niște măsline din astea verzi, fără sâmburi. Avem ceapă, gogoșar, castravete, murada. Am coborât până jos să văd ce să mai mănânc în seara asta și am văzut salata asta pe care a făcut-o. Și chiar dacă nu are așa multă proteine, am zis să să am pun și eu, am pus 300 de grame aici, iar aici avem 500 de grame de pomelo. Pomelo la fel este foarte bun, este slab în calorii, pentru că acum o să stau la laptop și o să am nevoie să ronțăi lucruri care sunt slabe în calorii. Aveți grijă cu uleiul în salate, mai că mai am pus ceva ulei aici, dar uh, puțin, pentru că de la un timp tot stresez să nu mai pună uh, ulei în mâncare, în nicio mâncare. În unele mâncăruri mai pune ulei, mai ales în este de post, trebuie ajutate un pic, pentru că nu ai carne în ele, trebuie ajutate cu puțin ulei. Dar una peste alta este o masă foarte mare, de 800 grame, puține calorii, o să vă calculez eu calorile și o să vi le pun aici. Vă mulțumesc frumos că ați urmărit și acest clip. Noi ne revedem data viitoare cu alt clip, cu alte mese. Dacă sunteți curioși ce mai mănânc și ce mai îmi pregătește șeful bucătar, abonați-vă la acest canal, lăsați un like, un comentariu, spuneți în care este mâncarea voastră preferată din acest clip, care este masa voastră preferată, iar dacă doriți produse apicole, intrați pe site-ul meu și comandați de acolo cele mai bune produse apicole din țară la cele mai bune prețuri, aveți zeci de reduceri și vă va ajuta și ele să fiți sănătoși și puternici ca niște urși. Iar dacă vreți să colaborăm pentru nutriție, pentru antrenamente, intrați pe Instagram sau pe Facebook la mierteveo.ro și luăm acolo legătura. V am o seară frumoasă,